Bună dimineața, bună ziua sau bună seara după caz, pentru momentul în care veți asculta această povestire. Mă numesc Gabriela și astăzi vă invit să citim împreună povestea cu numele O babă originală din cartea grasă și proastă regretată Erodica Ojoc Brașoveanu. Întâi de toate, vă mulțumesc că sunteți alături, vă invit să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja, să dați click pe clopoțel pentru a fi sigur că veți fi notificați de fiecare dată când postez o nouă povestire, să dați un like dacă v-a plăcut, eventual un share și să-mi lăsați un comentariu, deoarece îmi face mare plăcere să citesc comentariile dumneavoastră. O să fac o foarte scurtă paranteză în acest moment în care o să vă spun din nou sau o să vă reamintesc din nou un mic amănunt, și anume, eu acum fac un efort pentru a posta zilnic câte o nouă povestire astfel ca dumneavoastră să le aveți dimineața la ora 9 în fiecare zi. Ce se întâmplă? Datorită acestui lucru, nu am cum să înregistrez de două ori, da? Deci dacă cumva fac o mică greșeală la pronunțarea unui cuvânt și apoi revin asupra lui, o să am mare rugăminte să-mi scuzați aceste mici greșeli, deoarece este lectură la prima vedere, nu am mai citit nici eu poveștile înainte, este prima dată când le văd, și atunci este posibil din grabă sau pur și simplu din zăpăceală să mai fac câte o mică greșeală. Datorită faptului că eu înregistrez seara când vin acasă de la muncă, atunci nu îmi permite timpul foarte mult să pot să înregistrez din nou. Da? Deci o să vă rog să-mi scuzați aceste mici erori, ca să spun așa. Bun, paranteză încheiată. Acestea fiind spuse, să-i dăm drumul la poveste, că titlul sună super tare. Sile Mardare era un bărbat de succes. O declarau cu admirație intimii devotați și nici invidioșii nu îndrăzneau fățiși să fie de altă părere. Cum se întâmplă în general cu oamenii despre care se vorbește și pe seama lui, circulau legende. Cea mai picantă se referea, desigur, la pedigriul vocației sale de scroc. Pe la 1900, unul din bunici făcuse epocă, spărgând cazinoul de la Nisa. Nimeni nu știa exact ce învârte, nu-ți rămânea decât să constați. La nici 30 de ani avea o Toyota, un birou de vagi tranzacții instalat într-unul din imobilele cu ziduri oglindate din inima capitalei și cele mai frumoase femei din aceeași zonă. Niciuna din amantele lui nu fusese sub nota 9, nu se încurca cu drumețe în tragere la Inter sau cu peronistele șapcalilor din Gara de Nord. Avea în palmares tot zâne pricopsite, Lady Mary, subvenționate copios de câte un protector quintagenar, îndobște prea gras și preocupat. Cu ce naiba le vrăja? Se întrebau amicii. Era bine făcut, dar nu prea înalt, o figură de puș rebel și năsos, care nu se încadra sub niciun aspect în parametrii fizici lansați de magnificii ecranului contemporan. Trăgând linia, îi mergea în toate, cu un tip cu noroc fidel, câine în lanț, care se lăsa tras după voia stăpânului. Cam așa gândea George, când într-o seară ploioasă și rece de aprilie, suna la ușa lui Sile. Intră vijelios, dezbrăcându-și trenciul din mers. Nasone! Exclamă. Oameni ne-am făcut! Era porecla lui Sile generată de protuberanța indiscretă răsărită în mijlocul obrazului. Am dat lovitura, ascultă-mă pe mine! Grand Jeep Cherokee, șofer cu șapcă, dame cu kilos de mătase și fără mămăligă între dinți! Constituiau alături de baia cu bideu hitul lui George în materie de reușită. Sile își ascunse scepticismul în spatele zâmbetului binevoitor. Ținea la George, erau prieteni nedespărțiți încă de la grădiniță și la admirația lui necondiționată. Oamenii, în general, cât de modești, nu rezistă venerației. Avea nevoie de găliganul ăsta deșirat ca un plop cu expresie năucă de rătăcit în pădure. Un aiurit entuziast de profesie în necontinită căutare după marea lovitură, dar de o încredere absolută. Se scufundă în canapeaua de piele vișinie, pregătindu-se să facă față oricărei enormități. Dă-i drumul încă puțin și pleznești! George, debarasat de trenci, își trase peste cap puloverul, transpirase de emoție și vorbea precipitat. Chestia-i jimblă caldă, fii atent, barosanu-i din Amsterdam. Dacă-i veste șcheraua din piele de aligofren, vrei să spui aligator, râse Sile, marele crocodil. Bașca griniciul de aur. Ceva mai exact decât ceasul de la universitate. Astea-s flacuri, George, hârtie de prins muște. Spune-mi ceva concret. Crede-mă, nasone, rosti vibrând din cap până în picioare, am dat peste un elefant alb, un senior. Nu se tocmește. Plătește cash, Sile. Aștept unul ăsta de când citeam Alibaba și cei 40 de hoți. De ce naiba nu stai jos? George se plimba agitat prin încăpere, smucindu-și mereu gâtul de cocostârc. Avea spațiu berechet, Sile gândindu-și studioul cu rafinament. Aerat, mobilă puțină și scumpă, stampe inspirate, distribuite la fel de inspirat pe pereții de un alb optic.
Nu mi-arde de stat, Sile, trebuie să mă ajuți. Ai doxă și mână bună, ești singurul meu prieten. Care-i minza? Filatelie. Un smintit, îți dai seama, pe ăștia cu timbre nu înțeleg nici eu ruptul capului. Să dai un vagon de bani pe-a țibilduri cu lipici. Pe un tramvai? Mai înțelegeai și tu? Devenise însă mai atent. Trupul rezemat nonșalant de speteaza canapelei se îndoise în unghi ascuțit peste masă. George sesiză nuanța și respiră ușurat. Concret, ceru Sile, ce vrea? Omulețul se prăpădește după o serie emisă scurt de australieni în 1900 ceva cu crocodil, probabil. Băi, cultură generală, Australia e singurul continent care nu are animale de pradă. Ei bine, atunci canguri, chestia e că eu sunt pe fază. Cum? De unde? George râse triumfător. O are tanti Amalia în colecție. Mătușta? Ești sigur? Merg la absolut, rânji George. Am ajutat-o astăvară să-și facă ordine în patrimoniu și în idei. Cum o poți subtiliza? E, aici e aici. De cel puțin 15 ani stă ca dracu pe comoară, n-a pășit pe omăț sau pe iarbă verde. Cum o scoatem din casă? Moșneaga e în stare să nu se ducă nici la propria ei înmormântare. Sileș dădu un pumn în cap trăsnit de o revelație. George, formidabil, ce idee mi-ai dat! Bătrâna Amalia Pavelescu strânse enervată cărțile. A treia pasiență înnodată va avea fără îndoială o zi proastă. Își privi reflex, de fapt tic nervos, mâinile impecabil îngrijite. Rămăseseră neașteptat de frumoase și spre neobosita ei satisfacție, încă mai putea purta pe aceleași degete inelele din tinerețe. Destul de ciudat, pentru că în rest nu o mai încăpeau nici pălăriile. La 60 de ani își considerase cariera sentimentală încheiată și începuse să se îngrașe. În consecință își construise și un alt gen. O originală în vârstă, strident machiată, cu abundență de bijuterii opulente, fluturând prin casă kimonouri ample. Dacă cineva i-ar fi spus că, în fond, e într-o ureche, o babă ciufută și insuportabilă, acceptată pentru că este o bogată în cel mai strict sens al cuvântului, s-ar fi distrat strașnic râzând în gușa epilată hebdomar de o cosmeticiană. Țâritul prelung al soneriei o urnia nevoie de pe canapea și, ținându-se de șale, se îndreptă cu pași lăbărțați spre vestibul. Ăsta e instalatorul? Ce-i veni și anică-i să se îmbolnăvească tamanazi? Nu mai poți găsi o servitoare ca lumea. Ho, că vin! Cel din fața ușii n-avea răbdare, rămăsese lipit cu degetul de butonul soneriei. Adică eu te aștept de o săptămână? Bombăni bătrâna enervantă. Și acum te-a apucat zorul, sunt ca turbatul la ușile mele. Un omuleț tuciuriu se interesă. Apartamentul 12, dumneavoastră sunteți doamna... Pavelesca le întrerupse. Hai, omule, că nu-i nevoie de introduceri ca să-mi desfunzi closetul. Oacheșul se holbă. Ce closet? Eu v-am adus comanda. Ce comandă? Păi cum ce comandă? Coșciugul. Coșciug? Da, cum îi zici la ăsta? Se clizi omulețul. Bombonier? Și arătă spre sicriul elegant rezemat de zid. Marfantă i-a dormit întors. Ca tot negustorul iscusit, sublinie calitatea ciocănind puternic în capacul de lemn. Siderată, bătrâna se dădu un pas înapoi. Stai liniștită, râse omulețul. Nu deschide nimeni, livrăm fără locatar. Amalia Pavelescu țipă sufocată. Ești beat? Pleacă cu el de aici, că n-am făcut nicio comandă. Eu așa am primit dispoziție, adresa-i la exact, poate că e un cadou. Dacă n-ai o nevoie urgentă, poți să-l închiriezi treaba dumitale. O lua la vale pe scări, fluierând mulțumit ca unul care și-a rezolvat toate problemele de viață. Trebuie să fie vorba de confuzie, își zise bătrâna în urma lui. Probabil a murit cineva din bloc și aiuritul ăsta a încurcat apartamentele. Dacă Anica ar fi venit la lucru, precis ar fi aflat cine a decedat. Era la curent cu toate evenimentele din imobil, cunoștea după nume locatarii și toate problemele lor, pe care le colporta desfăcut, cu voluptate, cu ploaie de cică și de zice. Pe bătrână, care și ignora total vecinii, iar în 50 de ani nu coboruse și nu urcase dincolo de etajul ei, cleveteala o plictisea până la enervare și o reteza scurt, lasă claca! S-o repede după cum ar fi avut chef, adică s-o dea cu capul de pereți, nu se încumeta. Anica era singura servitoare care rezistase la ea mai mult de o chenzină, fără să o ia la goană scăpărând scântei. Am să vorbesc cu administratorul! Și lăsă sicriul în vestibul. Ziua se scurgea pentru Amalia Pavelescu amețitor de repede. Spre deosebire de cei mai mulți bătrâni, nu se plictisea, nu se simțea izolată, își ajungea singură. Considera că nimeni nu are nimic să-i spună, iar cei care ar fi putut avea ceva de spus dispăruseră de mult. Agenda ei telefonică era plină de tăieturi groase, un întreg opis de răposați, puținele numere rămase valabile referindu-se exclusiv la subiecți, autori de servicii, coafeza, pedicurista, masor, tâmplar, electrician. Mai exista, desigur, și George, care venea nepot după bărbată său, generalul.
O, era mare lucru de capul lui, dar avea suflet bun în cum se cade ca toți paveleștii. La o nevoie putea apela la el. Când o vizita, îi aducea dulciuri și fructe. Îi făcea plăcere să-l vadă, dar dacă nu venea, nu îi ducea dorul. Se simțea la fel de bine. În așteptarea instalatorului, luă măturica de pen din debara și se apucă să șteargă de praf biolourile preferate. Câteva piese pe care Anica nu avea voie să le atingă. Era cinstită, robace, dar nestilată, cu mâini butucănoase, cărora nu le putea încredința gingașele porțelanuri de Sevre, neprețuitele galeuri sau singurul lalic rămas în casă. Ținea mult și la clepsidră, piesă de duzină, dar cu o mare încărcătură sentimentală. Îi lustrui cristalul cu o cârpă moală și degete infinit delicate care mângâiau amintirea. Când ajunse la bustul lui Voltaire, se simțea deja plictisită. Îl despăduchea din obligație, cumva, pentru că nu se dăduse în vânt niciodată după franțuzul ăsta urât ca o maimuță și sarcastic ca un diavol. Fusese însă slăbiciunea răposatului și, ștergând bronzul de praf, avea impresia că e atentă cu însuși generalul. Din nou soneria sau poate telefonul. De la o vreme începuse să confunde sunetele și rămase cu urechea la pândă. Trilul se repetă înlăturând orice dubiu. Instalatorul, bombăni, în sfârșit, am să-i spun câteva să mă țină minte. Plină de draci, abia izbuti să tragă lanțul. În clipa imediat următoare rămase cu gura căscată, astupată de ceea ce îi se păru la început a fi un maldăl de flori. Din spatele lor se ivi o șapcă de comisionar. Comanda dumneavoastră, unde o las? Ca hipnotizată, paveleasca se dădu la o parte. Omul se strecură cu grijă, atent să nu strice aranjamentul floral, o coroană funerară de toată frumusețea. Pe panglica involtă, literele negre indicau deslușit numele beneficiarului. Adorata noastră Amalia, nu te vom uita niciodată. Câteva picături de valeriană pe un cup de zahăr, un rudotel și, obligatoriu, un păhărus de armaniac. Desculță, papucii cu toc o împiedicau să măsoare ca o turbată casa în lung și în lat. Căptușită de indignare, Amalia răgnea la pereți. Câtă mojicie! Ce farsă de prost gust! Numai la noi se poate întâmpla așa ceva! Sunt victima unei agresiuni morale dintre cele mai grave! Se necă. Am să dau la ziar! Poliția trebuie să ia măsuri drastice cu efect! Își apăsă mâna pe piept cu gestul instinctiv de a-și astâmpăra bătăile inimii. Trebuie să mă potolesc, nu merită să fac un infart, telefonez chiar acum! Numărul redacției se afla pe ultima pagină a gazetei, dar din obișnuință se opri mai întâi la decesele din mica publicitate. Dacă se gândea bine, era singura rubrică pentru care plătea abonamentul. Restul, prostii și flecăreală pe hectare de hârtie, nu o interesa. O exclamație de consternare curmă foșnetul paginilor. Nevenindu-i să-și creadă ochilor, bătrâna se holba la propria-i fotografie. Un chenar negru, subtitrată, ocupa primul loc din rubrică. Încremeniți de durere, familia și prietenii anunță încetarea din viața celei ce a fost Amalia, general Pavelescu, inimă nobilă, ființă distinsă și generoasă, suflet de elită. Înhumarea are loc azi, 20 aprilie, ora 14, la cimitirul Belu Militar, în cavoul familiei. Mototoli spasmodic pagina de ziar și sări în picioare cu o sprinteneală de care în alte împrejurări s-ar fi mirat ea însăși. A, nu, hotărât, nu pot lăsa lucrurile așa. Voi face cercetări. Cercetări la fața locului. Ce tupeu, Dumnezeule, ce oameni mizerabili! Ridică receptorul și la o a doua încercare reuși să formeze un număr corect. George, vină imediat la mine. N-am vreme de taclale, e grav de tot. Pentru orice eventualitate, adul și pe Sile. George puse telefonul în furcă. Obrazul aprins de emoție părea o sfeclă cu gura până la urechi. Sile zornăia nervos cheile din buzunar. Ei, ce-a zis? A mușcat, exclamă George radios. În viața mea n-am văzut atât de furioasă, ziceai că dăm foc. Alții dădeau în primire, moșneaga, e tare de tot. George nu-și găsea locul de mulțumire. Sincer să fiu, parcă nu mă așteptam. A mers uns. E bine, prea bine. Și bătu superstițios în lemn. Nasone, tată, acum totul depinde de tine. Ai maximum o oră ca să rezolvi chestia asta și să mai ajungi la cimitir. Uite cheile. Silele prinse din zbor. Fii atent când dai cu ochii de ea, controlează-ți expresia. Strălucești ca un foc bengal. Răsfoind cărțile tarabei de peste drum, Sile pândea intrarea imobilului. Nimeni n-ar fi recunoscut în tânărul îmbrăcat standard, bluși din orice parte l-ai fi privit și cu ochelari negri care, ținând seama de modă și frecvență, indiferent de sezon, nu sugerau clandestinitate, pe simpaticul om de afaceri, Sile Mardare, plin de succes și elegant, un adevărat dandy. Tot din prudență își lăsase acasă Toyota, deplasându-se până aici cu un taxi. Oricât de bune ar fi cărțile pe care le ai în mână, trebuie să ții seama și de un posibil neprevăzut. 1:30.
Dacă nu vrea să-și rateze propria înmormântare, Amalia ar cam trebui să apară. În aceeași clipă îl văzu pe George ieșind primul din bloc pentru a-i ține ușa, așa cum văzuse el în filmele cu valeții răiați și șampanie bine frapată, adastând pe marginea piscinei. Țile zâmbi în sinea lui. Orice ar fi făcut George, nu putea scăpa de aspectul falimentar, de șomer fomist. Cel puțin acum pus alături de mătușă sa monumentală și barocă, într-un mantou proasper, prosper de jaguar, imaginea dădea caricatură. Capitalismul triumfal opulent și famelica economie de tranzit. Când taximetrul celor doi dispăru înghițit de trafic, traversă strada și intră neobservat în imobil. Sile nu se afla pentru prima oară în apartamentul Paveleascăi, se orientă cu pas și gest sigur. În privința detaliilor, scăpând din atenția unui vizitator ocazional, primise instrucțiuni de la George. Se duse direct la seif, clasic camuflat în spatele unui tablou, o natură moartă a lui Băncilă. Dedesubt se afla consola cu bibelouri, iar imediat în dreapta, Voltaire sta cocoțat pe un piedestal Empire. Pentru a desprinde tabloul, trebuiau scoase întâi bibelourile și ușor deplasat bustul. Încălțat cu mânuși de ață, Sile mută obiectele pe masă, recapitulând indicațiile lui George. Ulterior, trebuia să reconstituie ordinea exactă. Va să zică, două porțelanuri în stânga, bergeretele în partea dreaptă, sfeșnicul lângă vaza gaie, iar apoi mai la dreapta. Așa, fotografia ameluței, draga de ea, de pe vremea, cred că, pacea de la Cuciug Carnagii, vine aici, clepsidra la capăt. Mișto chestie, comentă bătăind-o, nu o duci la mecanic niciodată. Gata, am chelit consola, a mai rămas fratele Băncilă. În fața verteimului verde, introdus într-o nișă, Sile a avut un chicotit nervos și început să formeze numărul cifrului. 3, 7, 9, 5, 4, 4. Asta fu neamule! Cuprinse într-o singură privire conținutul casei de bani, scăpărând un fluierat, ala duminica sportivă în Giulești. Cine și-ar închipui că mai există asemenea averi în vechiul București? Vezi, conchise filozofic, chestiile astea ascut lupta de clasă. Când ajunse la cimitir, bătrâna închidea deja cavoul, iar un o privire acră comentând peste umăr. Ai venit și tu la spartul târgului. Nu știu de ce te-ai mai deranjat. O, da, tare omul nevoie de voi. Iertați-mă, doamna Amalia, George m-a anunțat în ultimul moment, tocmai încheiam o tranzacție cu niște oameni de afaceri din Manila. Paveleasca a pufnit disprețuitoare. Manila sau Chitila puțin îmi pasă. Cred că problemele mele sunt mai importante. George, un ipohondru de profesie, temându-se de răcelile fatale, uitase acum de ploaie și umezeală. Transpira de emoție și fixa prietenul cu o privire încleștată. Sile liniști, schițând ocheiul cu degetul gros, înțepat de index. Bătrâna surprinse mișcarea, al cărei sens nu-l cunoștea. Prinz muște, iete cu cine m-am încurcat! Sile interveni repede. Până la urmă, ce-a fost? Un banc prost, diagnostică George. În fiecare zi mă minunez de câte și ce fel de mișună oamenilor prin cap. Paveleasca băgă cheile în poșeta de lezar, dizbucnind agasată. Ești un prost, ăsta n-a fost un banc. Mai știu și eu ce înseamnă o anecdotă. Atunci ce? Îndrăzni Sile. Chiar nu vă duce mintea deloc? Cineva a încercat să-mi facă rost de un infart, doar că nu vine ea așa Amalia ușor pe spate. George își frecă mâinile fericit. Bravo, tanti, ei lucrurile așa cum trebuie, cu umor. Fleacuri! La urmă, dacă stau să mă gândesc, n-am ieșit chiar așa de rău. Am apucat să-i aprind o lumână regeneralului că n-am mai fost pe aici din 86, când m-au scos cu deasila din casă să-l votez pe Ceaușescu. Cimitirul era în drum, așa că am profitat. Asta, una. Sicriu vorba ălui, o să-l închiriez, am eu ideea mea. Corana o duceți voi la florărie și luați bani frumoși. Îi schimbă doar panglica. Ia uite ceva să zică să ai capte negustor, aprecie Sile râzând. Ce mă scoate din fire, urmă bătrâna, e măgăria care rămâne nepedepsită. Opriți dracului în taxi, că până la infar mă trezesc cu un lumbago. Vezi, de-aia nu-mi place mie belul, e prea igrasios. Amalia își dezbrăcă blana din mers și se grăbi să ajungă la canapea. Dar știu că m-am înfrigurat, a nebunii și vremea. Altă dată, în aprilie, mergeam în roche de organdi la curse, acum ai nevoie de blană, Georgică mamă. Ia toarnă-ne tu câte un coniac și poate te înduri și de o cafeluță. Ta, mana, azi lipsește zăpăcita aia de Anica. Era bine dispusă și afabilă, ai fi zis că aventura i-a plăcut. Sile rămas în picioare, o privea deconcertat. Pe oricine altcineva, chiar mai tânăr, sinistrul întâmplării l-ar fi scos din circuit, sau măcar tulburat. În vreme ce ăsteia îi ardea de un party. Paveleasca l-apostrofă. Tu ce stai lumânare în mijlocul casii? Sau unde vii de la cimitir? Sunt scaune destule. Sile încercă să se eschiveze. Iertați-mă, dar sunt nevoit să plec. Am întâlnire de afaceri și așa cred că am întârziat. Ia mai slăbește mai pe dracu, că nici nu știți să mințiți. Voi cu întâlnirile de afaceri, generalul îi trăgea cu manevrele.
Hai, Sile, că nu vă țin mult timp și o nevoie să mai discut cu cineva, să comentez. Ridică brusc mâinile și înțepeni. Stați așa! Nu vă mișcați! Ce s-a întâmplat, se sperie George? A fost cineva în casă. Când? Nu fi idiot! În lipsa noastră vezi bine. E absurd, Anti. Ca să poți intra, trebuie să arunci ușa în aer. Nici o fortăreață n-ar putea fi mai asigurată, aprecie Sile. Gura! Răgni Pavelească, știu ce vorbesc. Ha, acum mă dumiri, am înțeles tot. Ce? Tot cu deasila m-au scos din casă și azi, numai că în 86 au făcut-o pe față. Azi m-au trimis să-l sorcovesc pe general. O înscenare? O întrebă Sile. Ba nu, baclava. Vocea lui George răsună ca un scâncet. Nu pricep nimic, cine să intre? După ce cunoști că s-a intrat? Amalia îndreptă o privire nimicitoare. Ești chior? L-a mișcat pe Volter și a răsturnat clepsidra. Nu vezi că s-a scurs dracului nisipul? Păi și nu trebuie să se scurgă? Boule, explodă bătrâna. Azi dimineață când am șters praful, tot nisipul era în bula de sus. Îi trebuie 3 zile să se scurgă în aia de jos. Ce mai? Bandiții mi-au umblat la Vertain. Sile început să se alarmeze în cazul ăsta. Ce mai așteptăm? Trebuie să chemăm urgent poliția. Pavelească respinse ideea, agitându-și mâna în aer. De doctori, avocați, popă și miliție, m-am ferit toată viața și ia că tămăs. Să vedem mai întâi ce au luat, George. Scoate tu tabloul. Fii atent la porțelanuri. Sile observă într-o doară. Nu-mi place să arunc piatra în grădina nimănui, dar nu vi se pare curios că tocmai azi n-a venit Anica la lucru? Pavelească înlătură din start ipoteza. Dă-o încolo de toantă că nu-i trece a ei prin minte asemenea machiaverlâc. E penticostală de ziua 11 sau a 99, mi-e perfect egal. Ăștia sunt într-o ureche, dați cinstiți. Dacă s-a comis totuși un furt, opină Sile, conștient că pășește pe teren al unecos, autorul nu poate fi decât unul dintre apropiații dumneavoastră, un intim. N-am pe nimeni apropiat în afară de George și ăsta a fost cu mine la Belu. Batem țărânii și câmpii de pomană. Sile deschise brațele, chipurile a neputință. În sinea lui se simțea îngrijorat. Bătrâna dovedea un sânge rece și din comun. Oricine în situația ei ar fi alertat poliția, n-ar fi îngăduit nici cea mai mică mișcare, spre a se conserva eventualele urme, ar fi trepidat și ar fi smuls părul din cap. În fine, tot recitalul legitim al individului jefuit. Și să nu-mi spună mie nimeni că-i sclerozată, are o minte clară ca apa de izvor. George desprinse în sfârșit tabloul din cui și îl sprijini de perete. Era transpirat și neliniștit. Gata! Exclamă, dându-și drumul să cadă pe canapea. Acum faceți ce știți! Pavelească în apostrofă sarcastică. Ai obosit? Am și eu emoțiile mele, tanti. Crezi că mă lasă indiferent momentele prin care treci? Sunt orfan pe dumneata și pe nena. Generalul v-am socotit dintotdeauna, părinții mei. Hai, nu mă fă să plâng! Sile, maică, i-au înțepenit picioarele, fă buna tatea și deschide tu vertaimul. Sile ridică din umeri dacă o chestie asta te face fericită și se apropie alene de casa de bani. Are un cifru, constată. Pavelească și înghesui pântecele uriașa plecându-se peste masă. Credeai că-s bigudiuri? Îți spun eu cifrele, tu fă-le ca la telefon. 3, 7, 9, George Guiță râs nervos, parcă am fi în Stan și Bran spărgători. 6, 4, 2, completă bătrâna. Sile trase de urechea metalică, exclamând, s-a deschis! Amalia se ridica nevoie, ținându-se de șale. Aruncă o singură privire în interiorul seifului și declară scurt. Lipsește clasorul verde! Hai, măgarilor, îl puneți repejor la loc și uite ce s-a întâmplat! Tanti, doamna Amalia! Bătrâna râse scurt în gușa gelatină trandafirie. Hai, lăsați teatru că nu sunteți artiști! Hehehe, unde sunt Vraca și Iancovescu? Tanti, țipă George, cum îți poți închipui? Ia uite că pot! A spus împreună la cale potlogăria. Mi-a zvântura moartea pe dinainte și eu ca proasta m-am dus să-mi văd funerariile. George, cu privirea și gura holbate, o urmărea fără respirație. Sile, afișând nepăsare și amuzament, surâdea crispat. Era limpede că moșneaga intuise combinația, dar cum avea să procedeze în continuare? Părea să se distreze de minune, formulându-și cu chef nespus deducțiile. În vreme ce noi eram la cimitir, banditul ăsta de Sile se plimba bimbașă prin odăile mele. Cheile le avea de la tine, orfanule, și totul i-ai dat și cifrul. Hai, ce faci cu conii acolo? După ce m-a spus să defilez prin țintirim, mă țineți și cu gura uscată? Lasă-mă, tanti, că nu-mi mai arde de nimic. Mă simt jignit până în adâncul sufletului. Mă faci hoț și eu n-am furat un leu în viața mea. Sile interveni. Sunt simple supoziții, doamna Amalia, pot dovedi cu martori. Zât! Îl întrerupse bătrâna. Credeam că ai stofă, dar constat că nu ești mai braț ca George. Cere lâna de la broască și minte de la nătângi. În doi proști, râse cu poftă, ați izbutit o pereche de nătărăi. Dacă vă face plăcere să ne jigniți, te-ai trădat singur, afaceristule.
Închise un ochi chicotind. Ți-am dictat greșit numărul de la seif. În adins am făcut-o. În loc de 5, da, 5-ul de la mijlocul numărului. Ce te holbezi? Ți l-am băgat pe 6. Dacă mă ascultai, nu se deschidea VTM-ul în veci. Deci, vezi că tu învățasești numărul pe din afară, l-ai făcut de la sine, nici n-auzeai ce spun eu, ha? De unde știai tu cifrul meu, că nu l-am dat la ziar? Nu de la orfanul de George? Pe moment interzis, ți le înghiți în sec. Doar un licăr de secundă, căci în clipa următoare se află trubadurul de pe vremea dantelelor la picioarele pavelească-i, sărutându-i mâinile, abia îndrăznind să-și ridice capul de pujnă zdrăvan, îi îndreptă o privire jucăușă înstelată și cel mai fermecător surâs din inventariul de irezistibil. Sunteți o superbă, doamna Amalia, o contesă! N-am cunoscut pe nimeni care să vă semene, vă iubesc! Ce să facem ca să ne puteți ierta? Porunciți! Pavelească își lăsă mâinile sărutate, râzând gâdilată. Hai, nu mă lua cu măgulele, parșivule, că mi-s cătană bătrână. Poate că acum 20-30 de ani mi-ar fi fost drag să te ascult. Acum la 70 trecuți, dați în clasorul și duceți-vă învârtindu-vă. George, cu nasul în pământ, îngână umil. Săru mâna tanti. În stradă, Sile respira adânc și trase și aprinse o țigare. Nu credeam că o cămilă se poate strecura prin urechea unui iac. E, uite că se mai poate, râse George. Ocnă mare, mătușii, dar ce-o fi fost asta în tinerețe? Ferimă, doamne! La un moment dat înghețasem, eram convins că sună poliția. În niciun caz, respinse George, ei sunt nepoți și la purii din generația ei, chestiile astea contează. De când mă știu, am auzit aceleași sloganuri, să nu ne compromitem, rufele murdare, să spalăm familie și la-la-lauri pe aceeași temă. Sileș clătină capul edificat. La-la-la, ești tu, flăcău? Știi care a fost bafta noastră? Că în felul ei e o originală. Îi plac golanii. Hai salve și să auzim de mai bine. Se îndepărtă cu pașiuț, stopindu-se în mulțimea bulevardului. Amalia Pavelescu rămase o vreme pe gânduri. Se simțea plăcut obosită, ar mai fi băut un păhărel de coniac, dar era lene să se ridice. Un surâs vag îi înțepenise pe chipul prea vopsit. Ce zi caragioasă, vezi? De-aia nu-mi ieșea mie pasența. Și să mai zici că, trase un căscat lung, cărțile mint. Aici se termină povestea. Pe mine m-a amuzat, mi s-a părut o schimbare foarte pozitivă față de poveștile emotive pe care le-am avut în ultimele zile. Mi s-a părut una dintre cele mai reușite și simpatice povești de până acum. Sper că și dumneavoastră v-a plăcut și dacă acesta este cazul, o să vă rog să-mi lăsați un like, un comentariu, eventual să vă abonați la canal în cazul în care nu ați făcut-o deja. Vă doresc o zi sau o seară cât mai minunată și până data viitoare să ne auzim cu bine. La revedere!